Mulțumim, domnule președinte Sorin Brașoveanu. Domnia sa vine dintr-un domeniu al managementului problemelor sociale, așa că știe foarte bine despre ce vorbim aici. Eu aș vrea să mai mulțumesc încă o dată echipei Habitat. Vreau să mulțumesc doamnelor Ana Gură, Laura Murgu, Laura Șișca, Monica Balaș, Iliuța Budacă, Ștefania Baciu, Natalia Buzescu, Maria Lupașcu, Cristina Nica și domnilor Dinu Ciubotaru, Cosmin Vrânceanu, Gheorghe Baciu, aici prezent. Mulțumim, domnul președinte! Și nu în ultimul rând, Andrei Crilă, Gabi Pascal, Mario Demețo, Iolanda și toată echipa Habitat. Fără voi nu ar fi fost posibil acest lucru. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc acum în mod special companiei Reve România, Reve Group România. Vă mulțumim foarte mult că v-ați implicat în acest proiect. Vă așteptăm să rămâneți împreună cu noi și de acum înainte. Domnul primar a pregătit niște diplome pentru dumneavoastră. O să vă spună chiar domnia sa despre ce este vorba. Deja creăm tradiții la Moinești. Îmi place să spun asta. Dacă vorbim de evenimente culturale, de evenimente sociale, vorbim deja din 2008 această colaborare. Și una dintre tradițiile pe care am făcut-o în cadrul acestui proiect cu Habitat este ca toate grupurile care vin aici la Moinești și voluntariază, în semn de amintirea zilelor petrecute aici la Moinești, pe șantier, primesc o diplomă, o diplomă prin care noi îi numim prietenii municipiului Moinești, ambasadorii noștri acolo unde se întorc la ei acasă. În cadrul acestei tradiții pe care spuneam că am instituit-o aici la Moinești, astăzi dați-mi voie să înmânez trei diplome de prieteni ai municipiului Moinești, da? Dați-mi voie să mă ridic, da? Freund der Stadt Moinești, domnului Denis Birnatski, da? Domnului Daniel Gross. Și domnului Oliver Eiffel, colegul dumneavoastră. Da? Da? Aici sunt ceva amintiri despre Moinești, un album al municipiului și câteva pliante despre Moinești. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că sunteți astăzi aici și pentru faptul că ați avut un motiv să veniți astăzi aici. Mulțumesc! Mulțumim domnului primar. O să dau acum cuvântul managementului grupului Revele Grup România, domnului Daniel Gross. Bună ziua! Mă bucur în primul rând că suntem așa de mulți astăzi aici și mă bucur să văd și foarte mulți voluntari din toată lumea. Am vorbit mai devreme puțin cu cei din Irlanda și erau foarte încântați că pot să fie prezenți. În al doilea rând aș vrea să mulțumesc domnului primar, să știți că nu se întâmplă peste tot asta. Eu am norocul să mă ocup la Reve de expansiune și văd toată țara. Noi suntem prezenți în toate județele țării. Și mai rar găsim autorități care să se gândească atât de mult la oameni, nu doar la nivel declarativ, și să se și întâmple ceva cu adevărat. Și mulțumim că am putut să fim parte în proiectul ăsta care a fost inițiat aici de Habitat de dumneavoastră și de dumneavoastră. Mulțumim domnului președinte al Consiliului Județean. Pentru noi Bacău este un județ important. Avem magazine în Onești 2, în Târg Ocna, în Comonești, în Moinești, în Buhuș și în Bacău. Iar acum avem depozitul al treilea nostru centru logistic în construcție la Nicolae Bălcescu, la marginea Bacăului. Pentru noi județul a căpătat valoare strategică. Mulțumim că ne sprijiniți! Aș vrea să mulțumesc Habitat pentru că ne-a invitat să fim parteneri aici. Este foarte modern să ai acțiuni de responsabilitate socială, nu mai este ceva nou.
Trebuie să spun că Rebe face asta cu plăcere, nu am prea comunicat noi treaba asta. Chiar anul ăsta am ajutat împreună cu Crucea Roșie în mai, când am avut inundații în județul Bacău. Ajutăm copiii de suferinți de autism. Anul ăsta am avut un program de ajutorare a refugiaților. Suntem în parteneriat cu un orfelinat din Domnești, județul Ilfov, pe care le ajutăm permanent. Dar astăzi aici n-am venit să vorbesc foarte mult despre proiectul nostru de responsabilitate socială, care ajută și vedem că putem să aducem bucurie în sufletul oamenilor. Am venit să vorbesc mai mult despre ce mi s-a întâmplat nouă aici. Pentru că aici a fost un program dual. Pe lângă că am sponsorizat construcția casei, noi am avut aici și un program de team building. 250 de colegi de-ai noștri din centrala de la București au fost aici în 5 zile și au construit efectiv casa asta, sau au participat la construcția casei. Și noi am fost și noi implicați nu doar la nivel de management, ci chiar fizic, și trebuie să vă spun că am devenit mult mai bogați. Am plecat de aici super împliniți. Eu pot să vă povestesc despre tavanul din casa din partea stângă, apartamentul din partea din partea stângă, pentru că acolo am pus vata minerală. Încă mai simt puțin pe mine și am făcut tavanul acolo. Am văzut atât de multă emoție, am văzut atât de multă implicare și trebuie să spun că noi facem team building-uri de ceva timp. E altceva, este mult mai profund și trebuie să vă spun că după ziua asta simt că am lăsat o bucățică din inima mea aici la Moinești. Știm casa asta, e fizică și aici și e fizică și aici. Și am avut același lucru și în atitudinea colegilor mei. De obicei, după team building-uri, primesc mail-uri în care oamenii se plâng. Doamne, n-a fost bună mâncarea, nu ne-a plăcut cazarea, n-am avut aer condiționat. Aici a fost complet altfel. Oamenii au venit și au spus cât a fost de frumos. Mulțumim că am putut ajuta. Bravo. Și și cum știți, de obicei când lucrurile merg bine, noi stăm în față, că așa e viața, dar în spate sunt niște oameni deosebiți care au făcut asta posibilă. Pe lângă colegii de la Habitat care au fost numiți mai devreme, trebuie să spun că cu noi se află Ana Bejan, Cristiana State și Dana Popa. Ei sunt artizanii acestor minunate evenimente pe care le-am avut și cred că fără implicarea lor și entuziasmul lor n-am fost astăzi aici să putem vorbi în fața dumneavoastră. Cât despre familie, trebuie să spun că am fost acolo, casa a fost construită de voluntari, adică de neprofesioniști, și mă gândeam oare cum or fi să fiu eu familia, să văd casa că e construită de un contabil și de un IT-ist și de un, nu știu, unul de la marketing. Lucrurile nu arătau chiar așa de bine. Astăzi chiar e minunat ce s-a întâmplat, arată foarte, foarte bine. Bucurați-vă de acum încolo, o să fie, de acum încolo nu o să mai fie stresul așa de mare al construcției casei și o să fie doar mirosul plăcut al noului. Sper să vă bucurați și să aveți parte de multă fericire în casa asta. Și, na, cum se zice românește, o să facem și mai lată altă dată. Eu sper că asta e doar începutul. Și încă nu știm ce o să facem mai mult, dar cu siguranță vrem, pentru că suntem acum infectați de virusul ăsta și vă spun, e foarte plăcut. Mulțumesc mult pentru tot!